Acele persoane dețineau certificat sanitar? Nu. Dar de aia, toate găsim o soluție. Deci, noi am încercat să facem astfel de demersuri. Am discutat și cu reprezentanții de la Direcția de Sănătate Publică. Răspunsul a fost, comerțul cu flora spontană este un comerț ilegal. Drept pentru care poliția locală nu și-a făcut altceva decât datoria. Noi ne-am dorit chiar amenajarea unui loc special pentru desfășurarea acestui tip de comerț, însă discutând de un comerț ilegal, nu putem să procedăm în acestea.